Pelectorii noștri și anume domnul Bogdan Chilițoiu, președintele Consiliului Concurenței, doamna Mihaela Ion, avocat asociat la Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, domnul Adrian Cter, partener la Wolfreis România, Bianca Munteanu, director executiv Aries Transilvania, Felix Alion, director general Agro Transilvania Cluster, Daniel Homorodean, board member Cluj IT Cluster și, bineînțeles, președinte AXIA, Adrian, domnul Adrian Boț va ajunge puțin mai târziu de la TREC și doamna Irina Vijoli, fondator DigiCurry. Noi vedem că o instituție foarte stabilă și predictibilă. Deci încercăm să fim cumva diferiți de multe instituții din România. Avem exact aceeași lege în România, cu cea pe care o găsiți în oricare din celelalte 27 de state membre ale Uniunii Europene. Și asta ne dă, repet, o încredere că dacă au gândit atâtea țări lucrurile astea, probabil că sunt destul de bine gândite. Și doi, și o anumită stabilitate că nu ne schimbăm noi de capul nostru de astfel. Încercăm să rafinăm mecanismul de recunoaștere. Cred că investigația noastră durează foarte mult. Atunci, e avantajos și pentru noi să scurtăm durata asta, e avantajos și pentru companii să plătească sancțiuni mai mici. Deci încercăm să facem un mecanism cât mai eficient de recunoaștere a greșelii din partea companiei, în schimb unei reducere a sancțiunii din partea noastră. Un mecanism care să permită recunoașterea cât mai devreme, cât mai aproape de începutul investigației. La o investigație medie durează 2 ani, procesele durează 3 ani, unul pot să dureze și 6 ani, și investigația pot să dureze mai mult de 2 ani, da? Deci vă dați seama că e o perioadă foarte lungă. Dar noi n-am mai pierdut din 4 ani niciun proces la alta curte. Cum spun, destul de încrezători șansele noastre de a convinge instanța supremă că avem dreptate. Avem un cadru legal care ne spune, două lucruri spune. Judecătorul de civil trebuie să accepte decizia definitivă a autorității de concurență. Deci, odată ce noi am spus că a fost o încălcare a legii concurenței, asta nu se mai discută ulterior în instanța de civil. Cei care solicită despăgubire pot să folosească dovezile strânse de noi. Au acces la dosarul pe care noi l-am pregătit. Rolul nostru, cum îl văd eu, este să facilităm funcționarea pieței. Noi vrem să existe concurență puternică între companiile prezente în România, ca în felul ăsta, unul, să există o presiune pentru a crea produse cât mai bune și mai ieftine, și doi, pentru inovare. Nu? Poți să lași tehnici noi, mijloace noi de a produce un bun sau un serviciu. Depistăm încălcările ale legii și le sancționăm, repet, pentru a în felul ăsta să descurajăm genul ăsta de comportament. Când o companie cumpără altă companie, trebuie să ceară aprobarea noastră. Au fost însă probabil câteva tranzacții care au fost abandonate din cauza noastră, pentru că s-au gândit că nu le vom da ok. Dacă e o concentrare simplă, care nu ridică mari probleme, deci în special nu e vorba de firme concurente, deci nu avem o creștere a cotei de piață, atunci îi spunem că e un concentrare simplificată, un formular mai simplu și ar trebui să rezolve cam într-o lună de zile. Dacă e o concentrare care ridică anumite probleme, trebuie să cerem mai multe date, așa numitul formular complet, atunci obiectivul nostru este să o aprobăm în 2 luni de zile. Al treilea lucru pe care putem să-l facem, să facem recomandări și o să vedem că este foarte activ și care mie personal îmi place foarte mult, dar ales recomandări. Acolo nu putem să spunem Parlamentului sau putem să spunem Guvernului că îi recomandăm să modifice anumite acte normative. Lucrăm mult pe zona asta, repet, o zonă care mie îmi place, că am reușit să facem lucruri bune în o serie de domenii. Sau foarte frecvent facem niște studii, pe care legea le numește investigații sectoriale. Facem o radiografie a principalelor sectoare din economia românească. Cum vă spuneam și în invitațiile pe care vi le-am transmis pentru a participa la acest eveniment, concurența joacă un rol foarte important în economie. Fiecare companie, indiferent de domeniul în care activează, trebuie să se supună legilor concurenței.
Sunt câteva lucruri pe care cu siguranță le veți descoperi astăzi cu ajutorul lectorilor noștri. Și aș vrea să mergem mai departe către următoarea prezentare, către Mihaela Ion, avocat asociat la Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, deoarece rolul consultanților când vorbim de concurență și nu numai, este extrem de important și pot să ne învețe foarte multe lucruri din experiența lor și astfel ne va fi mai ușor și vom putea respecta cu toții prevederile Consiliului Concurenței și ale legilor concurenței. Te rugăm, Mihaela, să ții prezentarea pe care ai pregătit-o pentru noi astăzi. Sunt interzise contactele directe și indirecte între societăți care au ca obiect sau efect afectarea, distorsionarea mediului concurențial. Ori de câte ori apare într-un contract, pe o relație verticală vorbesc aici, furnizor, distribuitor, o minimă restricționare trebuie să aprindă un beculeț. Nu ai voie să vinzi decât la exclusivitate, inclusiv atunci când apar raportările pe care trebuie să le dea o societate către o altă societate, trebuie să vă gândiți beculețul. De ce se cere acele raportări? Oare ce ar zice Consiliul Concurenței dacă ar vedea aceste clauze contractuale? În anul 2017, preponderent Consiliul Concurenței a aplicat sancțiuni pentru cartel. Prevenția a devenit cheia. Consiliul are și un ghid de petiționare colectivă. Tot ceea ce nu intră în înțelegere, decizie, practică concertată, adică elemente de coordonare faptică, comportament. Și Consiliul pornește așa. Se uită în piață, vede o anumită stare de fapt. Și atunci zici, există oare... Vede că 250 folosesc aceeași lucru, 3, 4, 5, 6. Există vreo explicație logică, valabilă, obiectivă, pentru care comportamentul părților să fie unul similar și atunci încearcă să elimine orice explicație plauzibilă. Dacă încercăm să elimine orice explicație plauzibilă, constată că nu era rațional pentru societate să facă asta, nu... prețul lui ar trebui să fie altfel raportat la costurile individuale pe care le are. Și ajung regresiv și spune, eliminând toate explicațiile plauzibile, înseamnă că singura explicație plauzibilă e ca ai vrut să te înțelegi cu ceilalți. Deci chiar și într-o astfel de situație, puteți să intrați în sfera concurențială. Revenim la anunțurile de prețuri. La nivelul Comisiei Europene a fost un caz interesant în care s-au trasat următoarele puncte. Când ai stabilit că emiți un anunț de prețuri, acel anunț de preț trebuie să fie angajant. Adică nu l-am lansat, aștept 5 săptămâni să văd ce se întâmplă în piață, trebuie să ai un termen scurt de implementare, trebuie să-l implementezi. Dacă nu l-ai implementat, ai urmărit doar o determinare a reacției celorlalți. Deci, inclusiv acest component, trebuie să-l aveți pe listă cum trebuie să mă conformez eu cu legislația concurențială. Probabil că știți despre sau ați auzit de conceptul de competition. Este un concept specific al clusterelor pentru că avem companii membre care se concurează pe anumite componente, însă scopul, obiectivul nostru ca și clustere, ca și asociații, este să identificăm zone de complementaritate între membrii noștri, astfel încât pe un anumit lanț de valoare să putem executa proiecte comune cu valoare adăugată mare. Totodată, profitând și de prezența colegului meu de la clusterul de agricultură, trebuie să vă menționez faptul că în regiunea noastră se poziționează cel mai puternic consorțiu de clustere din România, unde pe lângă clusterul de IT avem clusteri din domeniul agricultură, mobilă, industrie creative, turism, eficiență energetică și noi materiale mai nou. Este una din conferințele cele mai mari de tehnologie din lume și care a avut o secțiune dedicată startup-urilor, Gitex Future Stars, unde au participat 750 de startup-uri din toată lumea și din zona Arabia și din zona Sud-Est Asia și Nordul Africii. Trebuie să vă spun că din aceste 5 companii din Cluj și Transilvania cu care am fost, 3 au ajuns în finalele de inovare organizate de către Gitex Dubai.
Așa că șanse, idei bune sunt, trebuie să identificăm și surse de finanțare, că sunt private, că sunt publice pentru a sprijini această zonă și totodată să aducem cât mai multe cunoștințe care pot să ajute companiile să inoveze. Există din ce în ce mai multe inițiative, au apărut primele fonduri de investiții private în Cluj, Gapminder. Există zone de coworking, startup-uri acceleratoare și chiar la nivel de administrație publică locală am putut auzi declarații legate de faptul că noi ca și oraș și în regiune dorim să devenim un centru important de sprijinire a startup-urilor, fie prin oferirea de facilități la nivel local, fie prin oferirea de spații gratuite sau la prețuri preferențiale pentru startup-urile care își deschid firma în orașul nostru. Vom veni cu o serie de training-uri, de sesiuni, de informare a companiilor non-IT în care le vom prezenta concret care sunt avantajele digitalizării, pentru că va trebui să avem o zonă de educare și pe partea aceasta, pentru că nu sunt cunoscute atât de bine aceste avantaje ale digitalizării, după cum vedem și din studiul nostru. Și totodată ne dorim să inventariem oferta de produse de digitalizare, astfel încât cei interesați să aibă la dispoziție o paletă mai largă de produse, servicii pe care să le poată testa și să poată opta pentru unul din aceste servicii de digitalizare în cunoștință de cauză. Consiliul Concurenței are în desfășurare câteva investigații pe abuz de poziție dominantă. La nivel european, doar în ceea ce privește Google, au fost în desfășurare, au fost sau sunt trei investigații pe abuz de poziție dominantă. Cu alte cuvinte, dacă ești suficient de mare și nu ai fost sancționat pentru abuz de poziție dominantă, înseamnă că nu încerci suficient de mult. Reducerile de fidelizare sunt acele reduceri pentru care eu te plătesc sau îți dau un preț foarte, foarte bun dacă tu ții tot necesarul tot de la mine. Tu n-ai cumpărat tot de la mine, tu ai cumpărat 80%, 70% de la mine. Eu vreau să-ți dau un preț atât de bun pe diferență, pe cei 30% pe care tu ne-ai cumpărat, încât, practic, să te stimulez să cumperi tot de la mine. Și făcând asta, elimini de pe piață concurență. Pentru că niciun alt concurent nu o să poată să-ți ofere un preț care să concureze cu prețul meu, care este, practic, zero, pe diferență. Deci, când ne uităm la abuzul de poziție dominantă, trebuie să ne gândim la remedii care să fie, cumva, care să rezolve problema, nu să o mute. Inactiva autorităților de concurență care să vină pe parcursul schimbărilor și să spună, uite, noi vedem așa lucrurile și așa lucrurile, e binevenită. Nu voi să faci nimic până când nu primești aprobarea Consiliului, da? Asta e regula peste tot, nu e doar la noi. Așa numita standstill obligation. Nu ai voie să implementezi concentrarea înainte de autorizare. Dacă implementezi, poți fi sancționat în funcție de cât de dificilă e concentrarea respectivă. Engage the market, ăsta este un subiect încă puțin înțeles aici, probabil, mai ales în zona publică. Acolo unde avem ceea ce se cheamă procesul de consultare a pieței. Procesul de consultare a pieței este o etapă obligatorie înainte de lansarea unei proceduri competitive pentru achiziția de servicii intelectuale cu complexitate ridicată, ceea ce înseamnă software la comandă tot timpul. Și acest proces obligatoriu este tratat cu maximul de superficialitate, în sensul că sunt doi prieteni să-mi dea două oferte indicative. Uitând că, de fapt, toată logica este de a te pregăti eficient pentru a înțelege ce ai nevoie, pentru a înțelege mediul din piață, tendințele din piață, ecosistemul de furnizori, ecosistemul de soluții, mult înainte de a te arde ceva ca să ai nevoie să cumperi. Se poate începe cu zona de clienți. Pentru că noi așa toți vrem să vindem mai mult. Dar gândiți-vă, care este diferența între o companie care are implementat un sistem de gestiune a vânzărilor, care își cunoaște clienții, știe ce cumpără, știe cum cumpără, care poate să preia feedback de la clienți, care are un customer service foarte bun și care reușește să reincorporeze în portofoliul de produse și de servicii acest feedback. Dacă la asta mai adaugi partea de analiză predictivă, care se poate face mai mult sau mai puțin automatizat, dar mai degrabă automatizat, pentru că oamenii
Zic eu că sunt mai puțin bun decât mașinile și algoritmii la partea asta de procesare de date. Gândiți-vă ce înseamnă să știi mai corect care este sezonalitatea afacerii, ce upsell poți să faci, ai un portofoliu de produse și constați că o anumită categorie din clienții tăi sunt foarte tentați să cumpere și produsul B sau produsul C sau sunt situații de genul acesta. E absolut evident că o companie care incorporează aceste soluții de tehnologie va fi mai competitivă. Calitatea este o chestie de gust. Este, știu eu, brânza, nu știu care mai bună decât altă brânză, nu știu. Depinde de fiecare dintre dumneavoastră să apreciați. Ce vă pot spune, că de ce spunem echilibru fața globalizării, este în Cluj, în județul Cluj, o brânză minunată numită Năsal. Vă cădați de cap, mă bucur. Și vă spun de ce mă bucur, pentru că am negociat 18 luni să putem prelua grota respectivă. Este făcută într-o grotă. România, ce nu spune Năsal, așa cum e România, cu hibele ei multiple pe care le știu, dumneavoastră le știu și eu, totuși, de când am intrat în Uniune, în ultimii 10 ani, avem cea mai bună perspectivă, cea mai bună evoluție economică față de cea ale Statele Uniunii. Cea mai bună, în ce sens? Când am intrat noi, românul, cum măsurăm de obicei ospitalele unei țări? Produsul intern brut pe cap de locuitor, ajustat cu nivelul prețurilor. Dar pe indicatorul ăsta, că e cel mai frecvent folosit pentru a spune cât de bogat e o țară, dar România era undeva la 40, era un pic sub jumătate din media Uniunii Europene, când am intrat noi în 2007. După 10 ani, a crescut cu 15%, deci 62%. Asta, nicio altă țară din Uniune nu a crescut atât de mult pe cum a crescut.